Voluntarii de la People to People din Roman continuă activitățile de promovare a binelui în comunitate. Trei dintre tinerii PTP au fost prezenți într-o ediție specială la Roman 24 și au vorbit despre campaniile pe care le desfășoară în perioada sărbătorilor de iarnă. Tudor, Ana și Rareș sunt doar câțiva dintre voluntarii PTP care își fac timp pentru a aduce un zâmbet și o speranță celor mai puțin norocoși. Moșul People to People vine pentru al treilea an consecutiv la centrul Iubire și Speranță cu cadouri ce provin din donațiile oamenilor de bine. Sunt coordonator la proiectul cu numele Un altfel de Crăciun. Eu am venit împreună cu o echipă de 20 de voluntari în ajutorul doamnei coordonator de la Centrul Iubire și Speranță, doamna Anca Popa, care în fiecare an realizează această serbare. Tinerii voluntari de la People to People așteaptă donații constând în haine, jucării, rechizite și alte lucruri utile copiilor din Centrul Iubire și Speranță. Donațiile se primesc la Colegiul Național Roman Vodă, la clasele a 11-E din corpul A, la clasa a 11-I din corpul B și a 9-B din corpul D. Donațiile se vor transforma, jucării, haine, se vor transforma în cadouri de Crăciun pentru copiii de la centru. Astfel, noi în perioada 1-20 decembrie așteptăm toți doritorii, fie că vor să doneze sau să sponsorizeze, bineînțeles, la Colegiul Național Roman Vodă. Anul trecut, voluntarii People to People au creat decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă, iar banii strânși din donații s-au transformat în daruri pentru copiii din Centrul Iubire și Speranță. Ediția trecută a fost în 2013, a început pe 1 decembrie. Ne-am gândit la un mod cum strângem fonduri și să ne folosim pur și simplu talentele celor din organizații. Anul acesta, campania coordonată de Rareș are în vedere strângerea de fonduri necesare renovării a două saloane din secția de pediatrie. Toate decorațiunile sunt realizate de voluntarii PTP. Să renovăm asta, secția de pediatrie la spitalul vechi. Practic cu donații pentru spitalul vechi. Nu spunem omului să cumpere, ci să doneze. De-a lungul anului, voluntarii People to People Roman desfășoară mai multe activități care îi implică pe tineri și care aduc un plus de valoare și comunității noastre. Ediția specială de la Roman 24, în care puteți afla mai multe amănunte despre campaniile People to People și despre cum putem face cu toții un bine, va fi difuzată joi 4 decembrie, începând cu orele 15:30 și 19:30 și vineri 5 decembrie, de la ora 9:30.